încă de anul trecut, de când am preluat postul de manager, am încercat să găsesc oportunități de finanțare a spitalului și de creștere a indicatorilor de contractare pentru a putea aduce spitalul într-un echilibru financiar. Cred că anul trecut este prima dată, cel puțin de când lucru eu în spital de 18 ani, când am închis anul fără nicio datorie peste termenele scadente de plată, toți furnizorii fiind plătiți la 60 de zile conform legii. Studiind normele de aplicare a contractului cadru, am văzut niște oportunități de creștere a valorii contractate și în acest sens, în luna septembrie, am făcut demersul către Casa Națională de Asigurări și către Ministerul Sănătății, prin Consiliul Județean, de a schimba categoria spitalului, având în vedere că în ultima vreme s-au făcut foarte multe dotări, investiții, am cerut încadrarea spitalului într-o categorie superioară, ceea ce la contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate din Bistrița va aduce pe an un plus de peste 3.800.000 de lei. Deci către 4 milioane de lei finanțare în plus pe an. Prin conștientizarea medicilor, explicându-le ceea ce înseamnă munca lor și cum se cuantifică activitatea lor medicală în bani, au înțeles, au mobilizat și, din nou, avem o creștere a indicatorului de contractare ICM de la 1,1592 la 1,2373, ceea ce înseamnă, iarăși, aproape 4 milioane de lei în plus pe an. O parte din bani vor merge către salariile personalului angajat în ultima vreme, având în vedere că am avut foarte multe secții cu personal deficitar, care era subnormativ, i-am angajat, le putem acoperi salariile, iar cealaltă parte de bani va merge către creșterea calității actului medical.